Ne aflăm la sala de sport Capela din Râmnicu Vâlcea, aici unde peste câteva momente vom asista la un derby cu valoare sentimentală, cel puțin pentru echipa noastră de filmare. După ce în vara acestui an le-am însoțit pe voleibalistele de la Juvenil Brașov în tradiționalul cantonament de pregătire din Serbia, elevele antrenorului Viorel Raicu au ajuns astăzi la Râmnicu Vâlcea pentru a da piept cu echipa Colegiului Național Mircea cel Bătrân. Va fi o partidă contând pentru etapa cu numărul 4 din campionatul național al junioarelor, fiecare dintre cele două echipe având până acum o victorie și o înfrângere. Ultima întâlnire directă dintre cele două formații s-a consumat în luna aprilie la turneul semifinal din sezonul trecut la Târgu Mureș, partidă la capătul căreia Brașovul s-a impus cu 3-1. Evident că elevele antrenoarei Denisa Stoicănescu sunt dornice de revanșă. Pentru Juvenil Brașov, în echipament roșu-negru, a fost un weekend încărcat. Cu două meciuri oficiale în tot atâtea zile, elevele antrenorilor Viorel Raicu și Monica Salcău, prezentându-se la Râmnicu Vâlcea din postură de învingătoare a liderei din câmpul lung, să aflăm pentru început componența celor două formații prezente în sala de sport Capela. Cu numărul 2, Alexandra Spătariu. Cu numărul 5, Cristiana Cristea. Cu numărul 11, Diana Tudorus. Capitanul echipei. Cu numărul 16, Ștefania Cheluță. Cu numărul 17, Alexandra Polgăr-Polgăr-Polgăr. Și liderul formației, Ana Maria Renic. Și numărul 8, Irina Răireanu. Numărul 6, Ana Hovană. Numărul 10, Sara Pitescu. Numărul 13, Irina Răzicu. Numărul 14, Alexandra Popa. Numărul 15, Sara Ioan. Cu numărul 3, capitanul echipei Andreea Cârcea și liderul formației Sima Înfraș. Credințima partidă pe partidă de salvare, așteptări. Vâlceancele mizau oarecum și pe o eventuală stare de oboseală pe care Brașovul ar fi acumulat-o după întâlnirea de la câmpul lung, astfel că elevele antrenoarei Denisa Stoicănescu aveau un motiv în plus să fie optimiste, iar jocul le-a ieșit în debutul partidei, atunci când tabela de marcaj indica 5-2 în favoarea formației gazdă. Și-a intrat în rol staful tehnic al echipei de sub tâmpa, iar indicațiile respective au dat roade până la primul time-out tehnic, atunci când oaspetele conduceau cu 8-7. Până la următoarea pauză tehnică, brașovencele și-au mărit avansul la 4 puncte, 16-12, iar până la finalul setului, oltencele și-au mai trecut în cont un singur punct, astfel că Juvenil s-a impus cu 25-13. Lupta a fost ceva mai strânsă în actul secund, dar finișul setului a aparținut tot brașovencelor, care au învins cu 25-20. Vâlcencele și-au revenit spectaculos în setul al treilea, pe durata căruia au condus în permanență, au avut un finiș foarte bun și scorul devenise 24-18. Așadar, speranțele au renăscut în tabăra formației gazdă, însă bucuria nu a fost de lungă durată. După modul în care au evoluat brașovencele în setul 4, întreaga asistență avea să recunoască valoarea clubului privat de sub tâmpa, iar diferența de 8 lungimi consemnată înainte de ultimul punct a fost elocventă. Două victorii în două zile, cum a fost meciul de la Vâlcea? Așa cum am spus și ieri, noi am venit încărcați psihic pentru a câștiga acest joc. Nu cunoșteam nimic, nu știam nimic despre această echipă, dar eu rar mă interesez despre valoarea celorlalte echipe, mă interesează valoarea echipei mele și să-mi fac pregătirea care o am planificată în săptămâna premergătoare unui meci. Sunt mulțumit cum au jucat fetele, un pic dezamăgit în setul 3 că au picat psihic, deci trebuie lucrat foarte mult pe psihic. În rest sunt foarte mulțumit și vă spun, cum am spus și la câmpul lung,
Nu este o surpriză, este un rezultat datorită muncii care fetele depun la antrenament și se implică la toate antrenamentele. Felicitări pentru victorie, cum a fost acest meci? A fost un meci destul de greu, ne-am pierdut puțin, dar am reușit să câștigăm și sper și ca săptămâna viitoare să avem o victorie cum a fost și aceasta. A fost un meci greu și puteam să câștigăm cu 3-0, dar l-am câștigat cu 3-1, am avut o cădere, dar suntem bucuroase că am câștigat și puteam să câștigăm toate meciurile așa. Cum a fost pentru tine acest meci? A fost un meci frumos, câștigat, greu. Ceea ce am spus ieri la Câmpul Lumâncel, că astăzi va fi o victorie, a fost tot victorie, dar a fost o victorie mai muncită, un 3-1, felicit fetele, întregul colectiv, e foarte bine și să o ținem tot așa. În ciuda acestei înfrângeri, se poate spune că echipa vâlceană a contribuit din plin la acest adevărat spectacol sportiv. Cum a fost pentru tine acest meci? A fost un meci frumos, în care am întâlnit destule faze disputate, am avut în fața noastră o echipă cu o anumită experiență cam egală cu a noastră, nu am mai jucat cu ea decât acum foarte mult timp. Se pare că și ele sunt tot în reconstrucție, la fel ca și noi. Am încercat astăzi să jucăm cu două talii, astfel am mai încăpătat un punct, deși am pierdut cu 3-1. Am încercat să rulăm tot lotul, astfel încât să oferim un spectacol frumos spectatorilor și sperăm că am mai înseninat puțin ziua de astăzi, care se pare că e puțin cam ohărâtă. A fost un meci frumos, greu. Ne doream să câștigăm, însă, din câte știu, suntem calificatele neavând vârstă. Primele 3 se califică, noi sperăm să fim pe minim locul 3 și ne bucurăm că am luat un set. A fost pe aproape să întoarceți soarta meciului. Da, așa este, am fost foarte aproape de un rezultat mare. Din păcate am pierdut din nou 3-1 cu un joc bun, zic eu de data aceasta, chiar constant bun. Bineînțeles, aceleași faze pe final de set unde începem și ne pierdem puțin concentrarea și pierdem puncte importante, ne demoralizăm, dar eu spun că per total a fost un joc foarte, foarte frumos. Vreau să o remarc pe Irina Vochițu, este cadetă, pentru prima dată a jucat la junioare, este clasa 7-a, o jucătoare de perspectivă, de viitor, s-a integrat foarte bine în echipa noastră și să sperăm că o să câștigăm meciuri și cu ea în teren, să prindă curaj. În rest, toate fetele s-au dăruit, au jucat, am punctat în momente importante, am avut faze foarte lungi de joc, pe majoritatea l-am câștigat. Acum eu zic că următorul meci plecăm cu un plus de curaj și să câștigăm. Avem la Pitești, sperăm să venim cu victorie de acolo. Următoarea etapă din această serie este programată la 3 decembrie, atunci când echipa vâlceană va juca în deplasare cu Viitorul Pitești, în timp ce Juvenil Brașov va evolua acasă, în orașul de sub Tâmpa, urmând să se deplaseze lidera din Câmpul Lumâncel. Pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu.